atenție cazul de la Brăsinești, care a fost cu final fericit, când o mamă al cărui copil era în închisoare a fost amenințată de către acesta înainte să intre la închisoare și de teamă că îi va face rău în momentul în care va ieși în libertate, a solicitat emiterea unui ordin de protecție, a fost emis de către polițiști în cel mai scurt timp și prin vigilența acestora, fiind urmărită, persoana a fost depistată în momentul în care a călcat ordinul de protecție, iar în acest moment este din nou în închisoare. Avem un caz cu un final nefericit la Santa Mare, când, deși în urma eforturilor polițiștilor care au instrumentat cazul respectiv de violență în familie s-a soldat cu decesul victimei, aceasta și-a retras plângerea, dar polițistul care a instrumentat cazul nu și-a însușit declarația respectivă și a continuat cercetările, bineînțeles cu acordul procurorului de caz, fiind trimis în judecată persoana respectivă, pentru că polițistul, din verificările pe care le făcuse, cunoștea influența pe care o are autorul asupra victimei și împrejurările în care se comit faptele și nu și-a însușit retragerea plângerii care sista cercetarea, a fost trimis în judecată, însă până la condamnare autorul a ucis victima și cunoașteți cazul respectiv pentru că a fost mediatizat la momentul acela când autorul ar fi dormit cu victima în casă două zile, a fost dat în presă și avem un caz de zilele acestea în care este evidențiată cooperarea dintre instituțiile statului, lucru foarte important în gestionarea unor astfel de spețe și prima instituție importantă când vorbim despre minori este școala, unde copiii sunt supravegheați în mod non-stop. A fost identificat un minor foarte mic, de grădiniță, de către cadrul didactic, care avea un comportament atipic, minorul, și prezenta leziuni. A fost sesizată protecția copilului, o altă instituție cu un rol foarte important în astfel de cazuri, și apoi poliția. Iar din verificările acestor instituții s-a stabilit faptul că minorul respectiv este într-un mediu nesigur, că a fost victima violenței în familie, a fost extras din mediul familial și instituționalizat în regim de urgență într-un centru de copii, iar în acest moment sunt desfășurate cercetări pentru violență în familie. Aș vrea să scot în evidență importanța cooperării dintre instituții, a vigilenței tuturor celor implicați și nu doar a cadrelor didactice sau a celor care fac parte din anumite instituții, ci și a tuturor cetățenilor, dacă au cunoștință despre fapte de violență comise în comunitate, să anunțe de îndată autoritățile, indiferent că vorbim despre asistență socială sau despre poliție, pentru ca noi să putem interveni și să reducem consecințele acestor fapte. Unde a fost scandalul?